Premierul Marcel Ciolacu a anunțat în contextul vizitei sale în SUA că renunțarea la viza programului Visa Waiver va deveni realitate. Sunt ferm convins că cu ajutorul dumneavoastră, proiectul de suflet al nostru, al tuturor românilor, dar în acest moment și proiectul de suflet al doamnei ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, renunțarea la vizele și programul Visa Waiver va deveni realitate din anul 2025. Nu vom putea reuși această provocare fără ajutorul dumneavoastră și fără implicarea dumneavoastră personală, a declarat Marcel Ciolacu în cadrul unei întâlniri avute cu românii din Statele Unite ale Americii. Premierul Marcel Ciolacu se află în vizită de lucru în Statele Unite ale Americii la Washington și New York împreună cu delegație guvernamentală din care fac parte Angel Tâlvăr, ministrul apărării, Luminița Odobescu, ministrul afacerilor externe și Radu Oprea, ministrul economiei. Șeful executivului s-a întâlnit astăzi cu secretarul de stat american Antony Blinken. De asemenea, va avea întrevederi cu secretarul apărării Lloyd Austin și cu secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii Jennifer Granholm. Ambasadoarea Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Cavalec, prezentă la recepția de la Washington DC, a afirmat că în ceea ce privește includerea României în programul Visa Waiver există progrese. Ea a adăugat că parteneriatul strategic nu a fost niciodată mai important decât în prezent, în contextul amenințărilor cu care ne confruntăm în Europa din cauza unei Rusii agresive și atacului său asupra Ucrainei. România a fost un partener puternic și a făcut multe eforturi pentru a susține Ucraina, în special în ceea ce privește transportul de cereale, primirea de refugiați, ci în domeniul asistenței militare, a arătat diplomatul. Ea a vorbit și de achizițiile militare pe care țara noastră le-a făcut din Statele Unite ale Americii. Noi, partea americană, facem tot ce putem pentru a consolida postura de descurajare și apărare a României pe flancul estic al alianței. Eu și ministrul apărării am avut plăcerea de a vedea unele dintre noile capabilități pe care România le-a ales, a afirmat Kathleen Cavalec, relatează Digi24.ro.